e ca platforma, militează în continuare pentru, pentru ca forțele reformatoare, anti-oligarhice, democratice, să-și conjuge eforturile, să identifice un candidat unic pentru alegerile prezidențiale, astfel încât voturile de, eu știu, care reprezintă electoratul democratic, care își dorește reforme, care își dorește deoligarhizarea țării, integrarea reală în Uniunea Europeană și numimată implementarea acordului de asociere, să aibă un candidat unic și să nu se risipească acest electorat sau aceste voturi. Iată de ce, ieri la Consiliul Politic Național s-a luat decizia că candidatul din partea platformei Demnitate și Adevăr sunt subsemnatul. Eu l-am luat acest lucru ca pe un mandat să intru în discuții cu alți potențiali candidați, să găsim soluția cea mai bună pentru alegerile eventuale, alegeri prezidențiale.